своими глазами. В первую очередь, я хочу сказать, что проба самбо la noi, Republica Moldova, se cultivă din aproximativ din 1952. Unul din cei mai mari pionieri ai luptei sambo în Republica Moldova a fost Andrei Doga, răposatul Andrei Doga, care de acum continuă toate roadele să le arătăm pe față. Vreau să spun că lotul național al Republicii Moldova, în care fac componență și sportivii din municipiul Bălți și aș vrea să spun că anume din școala sportivă Boris Petuhov, participă la diferite campionate europene, mondiale, la turnee internaționale, la cupe de categorie A și categorie B. În afară de aceasta am participat și la jocurile europene care au fost în Minsk. Sportivii noștri mereu se bucură de succese. Dacă să subliniem așa sportiv ca Sergei Ușlobanu, care în 2015 a fost campion european și campion mondial la seniori, Gâncescu Denis, Buneanu Natalia și mulți alți sportivi. Меня зовут Максим Нихневич, я занимаюсь у президента Федерации по самбо Республики Молдова, у Ильяна Петковского. Я считаю, что спорт, он необходим каждому человеку, во-вторых, конкретно самбо, потому что каждому мужчине необходимо знать спорт и знать хотя бы какой-нибудь вид самообороны, чтобы суметь защитить себя в сложной ситуации, ну и вообще это очень полезно для здоровья. Să subliniem și câțiva sportivi din cadeți care astăzi aici fac parte, fac antrenament aici în parcul Andrieș, în municipiul Bălți. Andrei Petkovski, campion al Republicii Moldova la sambo, Iuhnevici, Maxim, campion al Republicii la sambo și premiant la campionatele europene, Stanislav Iuhnevici, campion al Republicii Căruntu, campion al Republicii Moldova la categorie 49. Avem o sumedenie de sportivi talentați aici în municipiul Bălți. Меня зовут Александр Луганский, мне 13 лет. Во-первых, я занялся спортом для себя, чтобы как бы не терять время в жизни своем. То есть, как правильно сказать, даже не знаю. Начал заниматься для себя, чтобы в будущем мне было легче, как бы и для самообороны, и как бы человек, как бы, даже если занимается спортом, он духом силен, и всем больше интереснее общаться. Ну и так вот. Мотивация спортивилор, я мы гендеск, в первую очередь, есть умод санатос девяться. Într-un corp sănătos, o minte sănătoasă. Dar numai mintea, într-un corp slab, eu cred că are de ales încă și sportul, ca să fie un corp sănătos, poate duce mintea pe picioare. Mă numesc Rund Sergiu, am 17 ani. Așa. Și mă antrenez la antrenorul emeritul Republicii Moldova, Iulian Petkovski. Sambo este o manifestare a emoțiilor, a arsului dinăuntru mine, din suflet. Am ales acest sport deoarece unchiul m-a îndrumat, el la fel a fost un ucenic al domnului Iulian, cu rezultate la nivel internațional, locul 2 la campionatul european și m-a îndrumat. Am luat mai multe ori locul 1 pe Republică. Am fost participant la campionatul european, am luat locul 5. Emoțiile când ieși cu un adversar sunt diferite. În linii generale, te gândești cum să te concentrezi, cum să nu te dezbalancezi, să nu te pierzi. Adică este un moment foarte fragil, ca în orice sport. În plan locul 1, deoarece știu că pe mine se bazează foarte mulți prieteni, părinții care au mai multe momente de care într-adevăr își fac grijă, știind că am fost cu traume periodice. Și unde vrei să ajungi? Doresc să ajung în continuare în sport, ca un reprezentant posibil al forțelor armate.
din Republica Moldova. Dacă de vorbit despre familia mea personală, eu am 6 copii, am o familie bogată, puternică, 4 fete, Maria, Eliza, Valeria, Cristina și 2 băieți, Andrei, campionat Republicii Moldova la sambo și premiant la campionatele europene anul trecut în Cipru, și anume medalia de bronză, cucerită în luna decembrie. Fiul meu, Iulian, acum se află în America, continuă paralel cu munca să se antreneze, dublu campion european la lupta sambo, medaliat cu argint la campionatele mondiale la sambo. Este un lucru pentru că când cu sportivul te întâlnești în sală și el te vede de 2 ore în zi, atunci cu ficiorul poate te vezi toată ziua. Și atunci apar și conflicte familiare, conflicte de gen unde avem necesitate de a găsi un numitor comun, de a ne înțelege, de a-l convinge, pentru că șansa cea mai principală este de a munci și de a fi un... Mă numesc Peticovski Andrei, fiindcă n-am avut altă alegere. Tatăl meu este antrenor, da. Și n-am avut alt partner să mă duc. De fapt, mie îmi place acest sport și sunt fericit și bucuros faptul că tatăl meu este antrenor și m-a ajutat și m-am pus să mă antrenez. Mă ocup cu acest gen de sport de la 6 ani. Pentru mine sambo înseamnă ca lucru. La noi visul este fix să ajung la Olimpiadă și să mă lupt bine. În echipa... Nu, câți practică sambo aici în Bălți și ce categorie? În Bălți cred că practică undeva la 120-140 de copii, anume sambo. Sunt sportivi care practică și judo, nu-i fără aceasta, dar anume lupta sambo, undeva 120-150 de sportivi. Dacă spunem ca să o subliniem, numai la mine se antrenează undeva la 60-70 de copii. Sunt Lucian Andrei, am 13 ani. Mă ocup 5 ani. Pentru mine acest sport este mai mult ca un hobby. Deoarece că este pentru mine mai ușor. Am luat locul 3 la cupa de la Edinet. Sambo pentru mine este un gen de sport, este ca o artă în care îmi plac mișcările frumoase. Adică este o migrație, spunem așa, pentru copiii mici pleacă, vin alții, așa spunem, da, așa undeva la 60-70 copii, numai la mine se antrenează. Меня зовут Станислав Шевчневич, мне 15 лет. Я занимаюсь заслуженного тренера Республики Молдовы, Петьковского Юлиана. Я хочу участвовать на чемпионате мира и стать как минимум призером этого чемпионата. Для этого надо победить чемпионат Республики и стать первым в своей категории. Самые яркие мои результаты – это... Дважды чемпионы Республики Молдова среди кадетов. Когда я выхожу на татами, на ковер, я обычно задумываюсь о том, как бы сделать правильный заход, бросок противнику, разузнать его тактику и привести к победе, потеряв самому меньше баллов. Я бы хотел выразить огромную благодарность своему тренеру, за все его усилия. Фамилию должен сказать. Своему тренеру Юлиану Петковскому за все его старания и усилия над всеми, над всей нашей командой. И приложенные его усилия, потраченное время. Я уверен, что он это время потратил не зря. И у нас еще имеется огромный потенциал.